figurele care n-au preț. Ai, na? Da. A, ăla. Cât? 150 de lei kilogramul, serios? Păi poți să faci o roată, dacă să-ți iau. Faci o roată. Vincile sunt aduse? Da. Păi și cum vreți cineva de mână la ăsta? Cileșe? În cutii mici și fără prețuri la vedere. Așa am găsit astăzi în piețele constanțene primele cireșe din 2021. Comercianții evită să vorbească despre trufandalele de primăvară și spun că cireșele n-ar fi de vânzare. Au apărut primele cireșe de anul acesta, iar în piețele constanțene kilogramul de cireșe costă 150 de lei. Revoltător este faptul că prețul de import al cireșelor este de 8 lei pe kilogram. Majoritatea constanțenilor se uită, suspină și pleacă. Spun că preferă să aștepte până în mai, când vor apărea cireșele românești, în loc să plătească 150 de lei pe cele aduse acum din Chile. Nu cumpăr că sunt scumpe și nu-i sezonul lor. Eu la pensia mea nu pot. Nu pot să iau. Câte? 150, dar eu nu pot să. Nu. Nu pentru că nici gustoase nu sunt. Pentru ce să dăm atâția bani? Cireșele au nenumărate beneficii pentru sănătate, începând de la echilibrarea tensiunii arteriale și până la prevenirea cancerului. Un fapt mai puțin cunoscut este că cireșele se numără printre alimentele bogate în melatonină, hormon care scade temperatura corpului și induce starea de somnolență, motiv pentru care sunt recomandate persoanelor care suferă de tulburări de somn.